Salut! Iată-ne la un alt antrenament, marca Ioana Makes You Fit. Poate ți-ai dat deja seama că o să folosim o bandă elastică. Facem un antrenament full body, ne integrăm și brațele și abdomenul, dar folosind banda elastică o să avem 1. O mai bună activare a coapselor și fesierilor, 2. Sigur că tonifiem și țintim în toate exercițiile fesierii, pentru că nu ne lasă altfel banda elastică, 3. Datorită benzii elastice facem exercițiile mai grele și atunci și consumul caloric va fi mai mare. Deci, folosind această bandă și nimic altceva, full body astăzi, am doar 4 mișcări pentru tine. Facem din fiecare câte 10 repetări și mergem 4 serii. Sigur că tu poți să mergi până la 6 serii și să ai un antrenament mai lung, nu complet, că complet e oricum, dar să ai un antrenament mai lung și deci un consum caloric mai mare. Nu ai cum să consumi în 10 minute calorii câte consumi în 30 minute. Nu prea ai cu același antrenament. Deci, vorba lungă, sărăcia omului, începem cu primul exercițiu. Ușor depărtat. Întotdeauna vrei să ai banda activă. Niciun moment nu vrei ca banda să fie absolut lejeră și să simți că-ți cade de pe picioare. Ușor depărtat. Tălpile spre înainte, poate vârfurile ușură în exterior, genuflexiune combinată cu fandare, foarte simplu. Adică mergi genuflexiune, fandare pe piciorul drept, genu și peste 2 și 3 și 4 și 5 6 7 8, sigur, simți deja coapsele bine activate, 9, 10, 6, perfect, 2, pornești, pornești din oarecum aceeași poziție, sari depărtat în squat, mergi pe palme, faci o flotare la capăt, vin apoi și depărtat apropiat, 1, da? Flotarea, continuăm la 2. Flotarea poate să fie și cu genunchii pe podea, dacă nu reușești să o faci corect, așa, complet. Da? 2. Și 3. Exercițiul ăsta, da, asta este, 8 imediat, 9, încă, 10, bun, mai avem unul tot din picioare, pas lateral cu ridicarea piciorului. Deci, pornim, hai să pornim spre dreapta ta. Da? Pas, pas și ridici. 1. Pas, nu uita, spate drept. 2. 3. 4. Fă ce vrei cu mâinile, numai nu le sprijini de picioare. 5. 6. 7. Inspir și expir. 9, 10, 1, au! Și o să lăsați la ultimul exercițiu. Ți-am zis, combinăm un abdomen cu o mișcare full body, să zicem, inculcat. Te ridici în așezat, pui mâinile, ridici bazinul. Acum, va trebui să ai grijă cum îți așezi tălpile, de apropiat sau depărtat, în sensul că mai depărtat și tragi și cu genunchii un pic în lateral pentru a ține banda activă. 3, 2, start. Sus, sus, jos,
Jos. 1. Sus. Jos. 2. Sus. Și 3. Perfect. 4. 5 și 6, hai. 7. Ține banda în lateral. Pinge bine bazinul sus. 8. 9 și încă 1. Înțeles. De la capăt, asta a fost seria 1. Ți-am zis că facem 4. Și știi tu feeling-ul după prima serie? Că ți se pare, vai, de mine încă 4 sau încă 5. Și după aia, de fapt, e electric. Deci, squat lunge, adică gen flexiune fundală, ușor depărtat, start. Jos, dreptul, jos, stângul. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Excelent, bine, preferatul tuturor, sunt absolut convinsă că ăsta va fi preferatul tuturor din antrenamentul de astăzi, în tot biserica pantaloni. Jos, jos, mergi, faci flotare. De varianta de flotare de pe genunchi, dacă e cazul. Asta e a patra, în caz că ai pierdut numărătoarea. Cinci și încă cinci. Ha. S-a terminat și începem 3. Da?
Squat lunge. 3, 2 și 1. 3. Inspir și expir. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bueno. Preferato. Ros, nici nu mai stăm de vorbă, just do it. Am sărit cam depărtat. Să nu s-ar exagerat depărtat, pentru că va fi greu să menții planșa corect dacă te trage prea tare elastic. Trei, da? Pune palmele suficient de depărtate la flotare. 7. 8. Încă 2. 9. 10. Lateral. Jos. Start. Pas. 1. 2. 7. Rilasciu respirația. 8. 9. 10. Bine! Bine, bine, bine! Să virăm în forță seria 3 și mai avem una singură. Și am făcut eu de 4 pe care le-am propus. Dacă ți-ai propus mai mult de 4, fă-le! Don't give up! Start! 1. 4, 5, 6, nu să respiri, 7, 8, 9, 10. Ultima serie. Nu mai stăm de vorbă. Am vorbit destul. De obicei eu vorbesc mai mult la începutul antrenamentului, că tot explic, mă asigur să fie tot ok. După care, uite bătaie, ardem caloriile. 3, 2, jos. 1, 1, 2, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Dacă ți se mai deranjează banda, mai aranjează. Dar nu te chinui să faci într-un mod care nu ți este confortabil. Let's go. Spatele drept, faci săritura cu călătorii în podea. Știi tu deja asta? Doi, mai ales dacă mi-ai urmărit secțiunea How To
în care îți explic corectitudinea exercițiilor de bază, ar trebui să faci absolut corect exercițiul ăsta. Deja 3, hai la 4. Capul, oară jumate. Da, trebuie depășite punctele astea. Vezi, deja sunt la 7. Elastică și la alte antrenamente, acolo unde se potrivește, unde nu te încurcă, mai mult decât ajută. Pentru a obține o activare mai bună și un consum caloric mai bun. Mă găsești pe Ioana Makes You Fit și dacă faci acest antrenament, lasă-mi un comentariu sau trimite-mi un mesaj privat și spune-mi cum a fost, pentru că datorită feedback-ului tău o să pot să fac antrenamentele chiar mai potrivite pentru ceea ce vă doriți voi, cele care chiar faceți aceste antrenamente. Ne vedem data viitoare! Spor la treabă!